Drochenii vor beneficia de apă potabilă de calitate grație proiectului Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în orașul Drochia, finanțat de Uniunea Europeană cu suportul CEZ Moldova. Mă bucur extraordinar că pot să revin astăzi în Drochia și să fiu aici alături de colega mea, doamna ambasadoră Ganninger, la lansarea acestui proiect important cu care Uniunea Europeană încă o dată arată sprijinul ei pentru cetățeni Republicii Moldova și vrea să contribuie la atingerea scopului important în Republica Moldova și asta este calitatea vieții cetățenilor, asta este calitatea în domeniul aprovizionării durabile cu apa și asta în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă, ceea ce privește atingerea standardelor care trebuie să fie o realitate în societățile noastre și în viețile oamenilor. Uniunea Europeană continuă să vă sprijine în atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare și pentru a conecta populația Republicii Moldova la sistemele de alimentare sigură cu apă și canalizare. Bucură faptul că putem sărbători astăzi împreună implementarea acestor măsuri la nivel local. Germania a contribuit considerabil la îmbunătățirea condițiilor de trai în Republica Moldova, accesul la apă potabilă curată fiind una din prioritățile noastre. Ne pare bine pentru faptul că sistemul dumneavoastră local de aprovizionare cu apă și stația de epurare au primit resurse financiare importante de la UE. Felicitări! Infrastructura de aprovizionare cu apă potabilă curată este foarte importantă pentru sanitatea publică, dar are și un preț. Astfel, cetățenii sunt rugați să se conecteze tehnic la nou sistem, să achite tarifele care vor acoperi costurile și să folosească apa potabilă cu grijă. Altfel, nu vom acționa realmente sustenabil. Sunt sigură că veți reuși. După încheierea părții festive, a urmat vizita în teren unde se efectuau lucrările de instalare a noilor rețele de alimentare cu apă. Aici proiectul a fost prezentat de reprezentantul companiei care se ocupă cu aceste lucrări și totodată investitorilor a fost demonstrat procesul tehnologic în urma implementării cărui vor fi schimbate 27 de kilometri de rețele de apeduct. Proiect de amploare are o importanță majoră pentru cetățenii din Drochia, iar de apă de calitate vor beneficia absolut toți drochienii 24 din 24, relatează edila localității. Cadrul proiectului urmează să fie schimbat practic mai mult de jumătate din traseul central al apeductului, vor fi renovate stațiile de pompare, vor fi conectați 1200 de consumatori noi și va fi construită o stație de tratare a apei. Termenul de efectuare nemijlocită a lucrărilor, conform contractului de întrepriză, este octombrie 2021, dar ținând cont sperăm, de fapt, ca ele să se finiseze mai devreme, dar nu vrem să promitem, doar solicităm și rugăm foarte mult ca și locuitorii orașului să fie înțelegători și pentru toate incomoditățile care vor fi create pe parcurs, pentru că evident mai este stopată livrarea apei, că sunt lucrări foarte complicate. Cea mai mare parte a investițiilor în cadrul proiectului menit să îmbunătățească calitatea vieții a cetățenilor orașului vine din partea Uniunii Europene, acesta fiind unul din exemple prin care țările membre a Uniunii Europene demonstrează dorința de a ajuta Republica Moldova. Acest proiect face parte din programul de 18 proiecte implementate în multe localitățile în Republica Moldova, care, deci volumul întreg acestui program este aproape o jumătate de miliard de lei, adică 23 de milioane de euro.
Sistemul de apeduct din orașul Druchia are o vechime de peste 60 de ani. Lucrările de construcție a sistemului nou de aprovizionare cu apă au demarat la începutul lunii noiembrie 2020. Costul lucrărilor este de 82,87 milioane de lei, dintre care 5,64 milioane de lei reprezintă cofinanțarea din partea primăriei orașului Druchia și 500 de mii de lei din partea Consiliului Raional Druchia. Măsurile investiționale sunt implementate în cooperare cu proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova, care este gestionat de GIS Moldova, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale a Mediului și sprijinit financiar de Guvernul German.